găsit la DigiSport Special, ceva mai devreme astăzi, că pe seară avem treburi importante cu play-off de Champions League. Și puțin mai devreme i-am convocat și pe invitații mei de astăzi, Marius Avram și Radu Paraschivescu. Bună ziua, bine ați venit! Salut! Salut. Ce ești așa zâmbitor, Radu? O să-mi treacă repede. Ia zi, pe unde te-ai plimbat și ce ai văzut? Am văzut o bucată de Alsacia, o bucată de Bavaria. Asta nu e o echipă de fotbal, nu? Nu, da, de unde? Un stropșor de Elveția, a avut o incursiune prin Basel și am terminat la Innsbruck, care a fost o foarte frumoasă confirmare unei impresii plăcute anterioare. Dar pe cât de mult mi-a plăcut să plec și îmi place să plec, pe atât de mult îmi place să mă întorc. Mm-hmm. Asta ținând de ciudățenia mea. Da, da, da. E mai greu de explicat, adică nu pot sta departe de locurile astea mai mult de 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni cea mai mare plăcere și dacă aș putea să plec de vreo 6-7 ori pe an, aș face-o fără să ezit. Dar a fost. Acum deja e la timpul trecut toată povestea. Interesant, cu caniculă, au și ei așa ceva. Au și stadioane, chit că orășelele sunt de 4.000, 5.000, 8.000 de locuitori, dar stadion cu nocturne există și cu o mică tribună. Nu spun cum arată gazonul, că n-are rost să ne amărâm. Abia am ajuns. Și a fost... Spre deosebire de noi, au stadioane, n-au echipe. Nu prea au echipe. E adevărat, eu nu știu să există o echipă. Probabil că există din moment ce există stadionul, dar n-am auzit de o performanță echipei din Colmar sau din Eghișem sau din Selestad. Și totuși au ceea ce se poate numi infrastructură. Și în orice caz, vezi peste tot, și la nemți și la francezi, copii bătând mingea. Organizat sau nu, ce nu contează. N-au chiar Maidan, cum să-i zici, au și PlayStation, însă și-au păstrat reflexele astea de copilărie normală. Pentru că faptul că dai cu piciorul într-o minge și te întregi cu alții și vrei să arăți că ești mai bun și mai fâșnesc decât colegul sau prietenul, e un simptom de normalitate, nu doar la copii, aș spune. Însă, oricum, a fost o vacanță plină. Și cum regăsești actualitatea românească, dar fotbalistică. Încerc să mă... Uite că s-au schimbat selecționerii de când ai plecat. Da, 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 am văzut. Acum eu am făcut o scanare ultra rapidă pentru că am ajuns azi noapte și am văzut că e Daniel Pancu, am văzut că e Emil Săndoi. Îți proroceam debarcarea lui Laszlo Balint, dacă ții tu minte, de dinainte, de pe la primele două meciuri. Am văzut ce fac unii și alții pe afară. M-am asigurat că Poli e bine mersi și că a încasat 4 goluri la Schellenberg, ceea ce nu e la îndemână oricui. Nu-i de colea să te bată Schellenberg 4-0. E ceva. Am văzut și golul lui Alaba. L-am văzut și pe portarul nou, bănuiesc, al lui Lazio, luând un cartonaș roșu în minutul 5. Deci cât de cât să zicem că încep să mă recuplez. Da. O să vedem faza asta mai puțin mai târziu, când o să discutăm și cu Marius Avram câteva dintre fazele weekendului, ca să zicem așa, și din fotbalul mare transmis aici pe DigiSport. Dar până atunci aș vrea să-l întreb pe Marius, că mi-a povestit înainte de emisiune că pe aici, pe la noi, nu a fost alergat, nici măcar în ligile inferioare. Unde credeți că a fost alergat Marius Avram pe vremea când mai obișnuia să arbitreze? Elveția. În Elveția. Ultimul loc poate la care te aștepta, da, atunci când te gândești la Elveția. Există o explicație. Există o explicație, da. În perioada când am fost student acolo, mi-am continuat activitatea de arbitraj la ligile inferioare. Când am plecat din România, deja eram la Liga 2 și acolo am luat-o de la început, de la copii, junior, Liga 6, așa, a 5-a și... Bănuiesc că pe bază de voluntariat, nu? Nu era pe bază de voluntariat, era un sistem remunerată, treaba? Foarte bine pus la punct. Arbitrii elvețieni sunt înscriși și la un club local, un club de nivel inferior, dar totuși un club, care le pune la dispoziție baza de pregătire, vestiare, dușuri. Aici la ce te referi? Nu se mai întâmplă ca în România, arbitrii, unde... Arbitrii, da, la arbitrii mă refer. România, unde mai faci antrenamente pe unde apuci, pe stradă, prin parc, și dacă te duci la vreun club să te antrenezi, deja mai poți să naști și unele discuții. Da, mai ales dacă mai porți și un short. Exact. Echipament primeai acolo din partea federației, indiferent de nivelul la care erai, și apoi erai delegat. Meciul de care vorbeai este un meci interesant, pentru că era între două comunități de migranți, albanezi și sârbi. Și atunci, și iată de unde și explicația. Da. Și care te-au alergat? Nu mai țin minte, dar un moment dat am impresia că ambele. Ambele.
galerii. Arbitram fără arbitri asistenți, pentru că acolo era o lipsă de arbitri și atunci te trimiteau să arbitrezi și trebuia să judeci și fazele de offside și fazele de penalti. Un pic ciudat mi s-a părut. Da, bine, discutăm de un nivel. Bănuiesc că erau echipe de comunitatea locală, de s-a adunat sărbi. Exact, era... exact. Din satul sau din orașelul respectiv, amatorii, ligile inferioare. Dar foarte interesant, țin minte că mă alergau, fugeam, ceea ce în România nu mi s-a întâmplat niciodată. M-am încuiat un vestiar și am chemat poliția. Stai puțin, erau vestiare. Erau și vestiare, da. Și avea și cheie. Da, da, da. În România m-am mai schimbat și prin mașină. Deci s-a întâmplat, pentru că asta e situația, nu era nicio problemă. Până la urmă știam situația și mergea înainte. Dar acolo, într-adevăr, există condițiile astea. Sunt totuși o țară care a dezvoltat foarte mult fotbalul ăsta la nivel juvenil, în primul rând, și apoi la nivel de seniori, comunitățile. Sunt foarte implicate prin comunitățile locale. La un meci de seniori acolo, care în cea mai mare parte se desfășoară seara, în nocturnă, vine întreaga comunitate. Se ia masa după, gazdele împreună cu oaspeții beau și o bere, mănâncă, sunt invitați și arbitri, indiferent ce se întâmplă până la urmă, cu excepția acestui meci în care am ieșit cu poliția. În general, lucrurile sunt foarte... Da, alergătura a fost la finalul meciului sau a trebuit să întrerup? A trebuit să întrerup, da. Pentru că spectatorii au invadat și fugeau după mine. Și... Mi-aduc aminte că asta îți povesteam înainte, de un cetățean mai în vârstă, care cu umbrela în mână, fugea după mine și eu îl vedeam așa după umăr, cum are umbrela ridicată, gata să mă lovească, presupun că nu vrea să mă protejeze de ploaie. Și de... Da, o avea invers să te agațe cu așa, cu cârligul? Sau... Dar la fugă să eram top și... Da. Încât făceai super. Nu m-au prins. Testul Cooper. Da. Dar apropo de ce spunea... Radu Paraschivescu mai devreme, eu în perioada pe care am petrecut-o, anii petrecuți în Elveția și apoi în Marea Britanie, sentimentul era un pic diferit, adică de fiecare dată când plecam, stând acolo mult timp, nu două săptămâni, luni, șase luni de obicei, stăteam câteodată, nu mai vreau să mă mai întorc, iar apoi când veneam în vacanță în România, nu mai vreau să plec înapoi. Deci era un pic diferit te trage locul tot. Vă întrerup un pic ca să venim în actualitate și să-l ascultăm pe antrenorul Oțelului, Dorinel Munteanu. României care se întâlnesc la nivel de ligă secundă acum. Da, eu cred că va fi un meci echilibrat, chiar dacă Dinamo este favorită pentru că joacă pe teren propriu. Eu am venit la București ca să facem un joc solid, un joc bun, un joc consistent, să avem o creștere în joc ca din prima etapă, pentru că n-am fost mulțumit. Dar ținând cont că Dinamo este, rămâne Dinamo, vom avea un meci foarte greu. Pe teren propriu în sensul că va avea mult mai mulți suporteri în spate, pentru că se joacă la Clinceni. Practic e teren neutru. Da, dar joacă acasă. Eu consider că Dinamo joacă acasă și va fi un meci echilibrat. Un meci echilibrat și va fi și echipa care și să gestioneze, eu știu, jocul, căldura, atmosfera și așa mai departe. Autul Oțelului care e în această partidă dacă Dinamo e favorită că joacă acasă și are suport în spate? Ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest joc. Cum am spus, eu vreau o creștere în joc vis-a-vis de săptămâna trecută, unde am obținut un punct pe teren propriu. Și, bineînțeles, dacă băieții noștri se ridică la nivelul așteptărilor mele, sunt convins că rezultatul va fi pozitiv pentru noi. Un meci special pentru dumneavoastră, ați jucat la Dinamo, ați câștigat acolo trofee, ați antrenat-o pe Dinamo chiar și pentru o scurtă perioadă. Da, unde am fost mi-am făcut datoria, atât ca jucător cât și ca antrenor. Îmi apăr culorile echipei Oțelul Galați și îmi doresc ca să fac o partidă bună și echipa noastră să iasă cu capul sus. Dar v-ați fi gândit vreodată atunci când erați pe culmi și cu Oțelul cu care ați câștigat titlul în Liga 1 că veți ajunge să disputați o astfel de confruntare în Liga 2 cu Dinamo? Sigur, noi am avut, eu știu, ocazia să promovăm din Liga 3 în Liga 2, Dinamo se retrogradeze, dar oricum sunt două echipe de tradiție, două echipe care eu cred că fac cinste fotbalul românesc. Succes! Doamne ajută, mersi! Pe parcursul interviului ați văzut imagini, poate continuăm să le derulăm puțin, de la ultima confruntare dintre Oțelul și Dinamo. Aici cred că vine și golul, da. Marius Nicolae înscria unicul gol al meciului, minutul 44. Oțelul Dinamo 2015, parcă, prin februarie, l-am văzut și pe Mihai Teja pe margine. 21 februarie 2015, Mihai Teja era antrenor la Dinamo. Au trecut deja 7 ani de la acele vremuri. Între timp s-au întâmplat multe și cu Oțelul și cu Dinamo și iată se reîntâlnesc acum după mai bine de 7 ani în Liga a 2-a.
Da, vrei să spui ceva, Radu, legat de Dorinel Muntean, mă rog, de Dorinel Muntean și prezența lui în Germania. Am văzut și pe Grozav acum, trebuie la poartă. Da, bine, trecutul și prezentul e clar că nu seamănă și avem exemple nu doar în România, nu doar Dinamo Oțelul, e un meci cu afiș, cu două echipe altă dată campioane. Avem și în Premier League asemenea situație, mă rog, în Championship, de fapt, mai avem și prin Germania și prin Italia, există formații reputate, cândva și foarte greu de bătut, care au alunecat. Ce vreau să spun legat de Germania, ceva care nu are legătură cu fotbalul, am fost beneficiarul conjunctural al unui experiment pe care îl face statul german cu cetățenii lui și cu turiștii, evident, și anume așa numitul bilet de 9 euro. Nu știu dacă știți ce. Am auzit ceva. Da. Cu 9 euro, e un experiment de vară pentru iulie și august, urmând ca el să fie continuat însă la alt preț, la 79 de euro. Acum însă, în iulie și august, ai dreptul ca în baza unui bilet care costă 9 euro să bați Germania în lung și în lat. Cu ce? Cu toate formele de transport, în afară de intercity și avion. Cu trenuri regionale și în cadrul tuturor localităților din Germania, cu tramvai, troleibuz, autobuz, metro. Indiferent. Deci te poți duce de la Dortmund la Frankfurt, de la Berlin la Köln, oriunde. Dezavantajul sau efectul secundar al acestei povești este aglomerația din trenuri. Uneori, nu tot timpul, că poți să ai noroc sau poți să ai ghinion. Eu am avut și una și alta. Însă e o măsură luată pe care germanii pot să o ia, alte țări bănuiesc că nu, pentru a-i ajuta pe oamenii fără venituri mari, mai ales în situațiile astea de criză multiple, de criză consecutive, pe care ei le-au de suportat. Și cu 9 euro poți călători o lună, din 1 până în 31, au fost 2 luni de 31 de zile fiecare, poți călători de-a lungul și de latul Germaniei. Și la 79, dacă se face, da, e absolut ok. Absolut, da, eu mă gândeam, încercam să spun, deci cât? Aproape 45 de lei. Ar fi asta. Da. Și ai vizitat toată România, dar nu cu intercity și nici cu avion. Cred că e rentabil, că 80 de lei pe lună costă un abonament la metro. Da, da. Bun, mai ziceai că Germania își permite asta, alte țări nu. Eu zic că s-ar putea face chiar și aici, că vorba aia. Se fac atâtea care n-ar trebui făcute, încât chestiunea asta. Dar, într-adevăr, am avea parte de super aglomerație și mai ales la știi cum că avem e... parte și așa. Avem parte și așa, având în vedere cum e sistemul nostru de transport. Da. Bun, l-am ascultat pe Dorinel Munteanu, bineînțeles că ne mai îndreptăm atenția spre meci, cu cât ne mai apropiem de el. La ora 18 începe meciul care, bineînțeles, se joacă la Clinceni. Până atunci însă aș vrea să vorbim cu Marius cât despre câteva faze. O să le luăm chiar în ordinea în care ne-ai propus-o, Marius. Da, am selectat câteva faze atât din campionatul intern cât și din hai să vedem cu cele de alte intern, campionate, dar să începem cu cele de intern. Da. Am avut câteva faze interesante la meciul Farul cu Hermannstadt și începem cu un fault în minutul 23. Deci am selectat această fază. Este o fază care ne poate arăta foarte ușor diferențele dintre un cartonaș galben și un cartonaș roșu. Jucătorul intră în adversar și aici vorbim de jucătorul cel care se află până la urmă căzut pe pământ, lovit de către adversar. Răuță, cred. Da. Și el este cel care face faultul și dacă observați, el se aruncă cu ambele picioare către adversar. Adversarul, pentru a se feri și pentru a nu-și pune în pericol integritatea, sare peste el efectiv și îl lovește în umăr cu piciorul. Dacă și până la urmă și în cap. Dacă arbitrul consideră că acest jucător, în momentul în care își lovește adversarul în cap sau în gât, o face cu intenție, o face cu răutate, o face pentru a-l pune, punându-i în pericol integritatea corporală, acest atac ulterior, faultului inițial, se poate sancționa cu cartonaș rosu. În cazul acesta, eu aș zice că arbitrul a procedat bine acordând cartonașul galben, deoarece jucătorul este în săritură, se vede că încearcă să-și tragă piciorul și nu-l apasă cu acea răutate și până la urmă faultul este provocat și acea săritură este provocată de către jucătorul atacant. Deci lovitura liberă este în favoarea echipei din apărare în această situație. O nuanță aș mai adăuga aici. Răuța totuși nu-l atinge pe jucătorul farului. Nu-l atinge deoarece jucătorul farului se sare. Se ferește. Dar, atenție, acest lucru nu scuză faptul că el a încercat să-și lovească adversarul mergând cu ambele picioare către adversar, unul ridicat și unul pe pământ. Diferența între galben și roșu la faze de genul acesta o face acea
flexarea picioarelor. Dacă el merge cu piciorul întins, drept, ca o armă, se spune în instrucțiunile pe care le primesc arbitrii, către piciorul adversarului, atunci pericolul este foarte mare de accidentare și atunci sancțiunea poate fi chiar roșu, chiar dacă jucătorul se ferește până la urmă, pentru că am mai discutat noi în emisiune de o fază similară la un meci al FCSB-ului în care există un atac cu talpa și adversarul sare și până la urmă nu reușește să-l prindă din plin și multă lume spune, dom'le, nici nu l-a lovit. Ok, dar dacă noi făceam atunci analogia între încercarea de a-l lovi cu pumnul, dacă încerc să te lovesc cu pumnul și tu te ferești și nu te prind, până la urmă violența atacului nu dispare și sancțiunea este tot de cartonaș roșu. A fost un meci aspru, cu multe atacuri la limită. Arbitru a încercat să nu sancționeze foarte drastic. Pe unele le-a ratat și când vom trece la următoarea situație, veți vedea una dintre situațiile pe care el le-a... Da. Îl știm, e o replică din Moșatini. Cine pândește, a mai pândit. Așa aici, cine faultează, a mai faultat. Adică îl știm pe om. Da, aici, din păcate, arbitru a ratat complet faza, a dat doar un simplu fault. Este un cartonaș galben, evident, la limita roșului. Mm-hmm. Este un portocaliu. Cred că singurul argument pentru care nu îi se dă roșu este pentru că nu-i prinde glezna, ci este pe gheată. Îi prinde gheata în plin pe sol și la orice contact între crampon și mai sus pe jambieră care n-ar fi prins gheata, ar fi fost roșu. Dar eu zic că dacă are un arbitru aici, ar fi luat sancțiunea de cartonaj roșu, cei din cabină nu ar fi intervenit să întoarcă decizia pentru că o răutate vedem. Mingea nu era acolo, trecuse deja, atacul este intenționat pentru a-și opri adversarul și gestul pe care îl face de a-l faulta, după cum observa jucătorul, își dă seama că a greșit. Când observi comportamentul unui jucător după ce face un faul, se duce la adversar, încearcă să-l consoleze, ridică mâinile într-un fel spunând nu, n-am făcut pentru un arbitru experimentat, lucrurile astea înseamnă ceva am făcut peste limita normală. Cam așa citeam atunci când nu vedeam, după ce căpătasem oarecare experiență, dacă nu vedeam faza, încercam din limbajul corpului a jucătorului vinovat să-mi dau seama dacă sau nu a fost un atac de roșu. Ceea ce poate fi o chestiune subiectivă și... Absolut. Că chiar o greșeală, pentru că un jucător poate fi pur și simplu foarte civilizat. De acord, dar nu este neapărat legat de nivelul de civilizație, ci de sentimentul de vină, emoție, de culpabilitate. Da. Dându-și seama că și-a rănit adversarul, se duce să-l consoleze. De aici nu a dat nici galben. Arbitru aici, din păcate, n-a dat nici măcar cartonaș galben. Cei din cabină, din VOR, din Video Operating Group, au considerat că nu sunt suficiente elemente pentru a spune că este roșu clar și evident o greșeală a arbitrului și atunci nu au intervenit pentru a-i spune, vezi că te-ți dai galben, pentru că ei, în mod normal, conform protocolului, nu au acest drept. Bun, mai departe vedem un gol anulat celor de la Hermannstadt, un gol la care am stat aproximativ 3 minute să aflăm că a fost offside. Da, acesta a fost primul gol anulat din meci pe motiv de offside. Da. Pentru selectarea fazei, nu neapărat pentru faza de offside în sine, ci pentru că să discutăm un pic ce se întâmplă și cu sistemul acesta. De ce durează atât de mult? Este, în primul rând, e destul de greu și pentru noi să ne dăm seama în loc care per liniile de pe teren, pentru că, din păcate, încă nu putem vedea acele linii care să dea credibilitate deciziei. Deoarece se pare că încă există unele probleme tehnice și aceste probleme tehnice sunt cele care duc și la durata îndelungată a analizei a celor din cabină. Pentru că în momentul în care cei de acolo ar lua decizia și s-ar pune faza, s-ar pune liniile pentru noi toți, decizia ar fi mult mai credibilă și am spune, da, domnule, se vede clar, uite, este un pic în față. Aici avem un pic noroc totuși că se văd acele linii de tundere a ierbii care pot să ne ajute un pic, dar dreptul jucătorului apărător, din păcate, nu se mai văd atât de bine, dar aș zice că pare offside, se vede că e offside. Pare decizia corectă, iată, doar din că nou... a durat foarte mult, unu, și doi, nu, eu ca telespectator nu văd ce vede arbitrul. Eu pentru o și, mai bună... Da, înțeleg că sunt niște probleme tehnice, dar sunt deranjante, chiar dacă suntem la început și că trebuie să avem o anumită înțelegere. Dar să stăm așa 3 minute să ne uităm unii la alții, mă rog, în timp ce oamenii încearcă să o lămurească, e puțin deranjant. Creează un sentiment de frustrare. Hai odată, hai mai repede, dați, domne, drumul la joc din partea telespectatorilor și a spectatorilor. Și spectatorii. Exact. Și antrenori. Și a jucătorilor care... Da. Și ei se întreabă ce se întâmplă acolo, de ce nu dăm drumul mai repede la joc. Și din câte înțeleg, problemele acestea tehnice încă nu s-au reglat referitor la aceste linii la offside, care nu prea au apărut pe parcursul campionatului.
pentru faza celui de-al doilea gol anulat a celor de la farul. Bun, de hai să vedem și cealaltă fază. Pe care o să o vedem. Ulterior, în timpul meciului, au apărut și liniile. Da. Deci, până la urmă, liniile există, funcționează uneori, dar da, că și asta se interesant, pare că nu întotdeauna. Poate că nu întotdeauna funcționează și atunci ce facem? Din moment ce în cadrul unui meci avem două faze și la una dintre faze apar linii, la alta nu, înseamnă că există o problemă de natură tehnică și liniile există. Deci ele există. Da. Și aici pare decizia corectă, dacă e să ne luăm așa, fără linii. Și aici pare decizia corectă. Evident, cu linii are decizia mult mai mare credibilitate. De remarcat faptul că până la urmă în ambele faze a durat destul de mult și decizia a dus la unele frustrări din partea tuturor. Cam asta ar fi de remarcat. Bine că s-a luat decizia corectă însă, asta e cel mai important. O să mai vedem câteva faze din alte campionate, dar după câteva momente de publicitate rămâneți cu noi.